Câți din banii promiși în cadrul platformei de la Berlin au ajuns la Chișinău? Pentru că atunci cu toții ne-am uitat și am văzut, erau vreo 670 de milioane, undeva acolo, dacă am calculat noi bine. După care tot încercăm să vedem câți au ajuns din acei bani. Sună foarte bine, toată lumea se întreabă, uite ce dea bani și, da. Păi, și câți au ajuns? Deci, banii care au fost anunțați la platforma de la Berlin au fost banii pe care statele le-au anunțat. Da? Acolo, în această sumă, au fost și bani despre care se știa deja. Vă dau un exemplu. România a oferit Republicii Moldova acel program de asistență nerambursabilă de 100 de milioane, la care a adăugat încă 10 milioane. Pe o perioadă de 7 ani a adăugat 10 milioane suport direct bugetului, da. Foarte important, da. Pentru că acești bani pot merge direct pentru compensații, investiții și așa mai departe. Și aceste 100 de milioane au nimerit în această sumă. Sau, de exemplu, am semnat chiar a doua zi după Berlin cu Polonia un împrumut de 20 de milioane cu condiții foarte bune, trebuie să rambursăm doar peste 20 de ani la 0,1%, deci condiții excelente, care din nou a mers pentru finanțarea bugetului și deja erau incluse în buget. Da? Am înțeles. Și de aceea, dacă este să vorbim despre resurse adiționale care au fost anunțate și care încă urmează să fie disbursate, este vorba despre 53 de milioane de euro suport direct bugetului din partea Uniunii Europene. Este vorba de aceste 10 milioane din partea României. Este vorba despre aproximativ 10 milioane de euro care vor merge în contul trezorii real al Ministerului Finanțelor pentru gestionarea crizei de refugiați, după care sunt sume de bani care au fost acordate instituțiilor internaționale, cum ar fi ICNUR, Înaltul Comisariat pentru Drepturile Refugiaților, sau alte organizații ale Organizației Națiunilor Unite. Și mai sunt banii care au fost acordați pentru proiecte, da? De exemplu, 50 de milioane de dolari care au fost anunțate de guvernul SUA și vor merge pentru proiectele USAID sau Agenției pentru Dezvoltare a Statelor Unite în Moldova. Și noi știm care sunt aceste proiecte, da? Știm de Mediacor sau de proiectele care susțin antreprenorii noștri, vinificatorii noștri, producătorii de textile, sectorul IT, da, sectorul industriile creative, da. Deci acordarea serviciilor pentru agenții economici. Am înțeles.